Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne aflăm la mijlocul săptămânii, iar eu sunt pregătită să vă prezint ultimele informații despre vedetele preferate. Așezați-vă comod, pentru că astăzi ajungem tocmai la Cannes, pe covorul roșu, să înceapă Flash Mondain. Dorian Popa nu suportă vacanțele și nici nu și-a vruna. Motivul este unul halucinant și este bănuit de zgârcenie. Pierde bani. Toată povestea la Flash Mondain. Magda Catone nu mai iese de pe băncile școlii. Tocmai a terminat un masterat în teologie. Nu este nici primul și nici ultimul. Îi aflăm planurile în seara aceasta. Au vrut copii, dar n-au putut să-i facă. Au vrut copii, dar natura nu le permite să-i aducă pe lume. Mamele surogat le-a fost soluția și multe vedete au apelat la ele. În seara asta, facem topul! Toată lumea visează la vacanțe luxoase, în locuri exotice, departe de agitația orașului, pe un șezlong cu un cocktail în mână. Ceva greșit aici? Nimic, zic eu. Ei bine, Dorian Popa nu se încadrează absolut deloc și fuge de vacanțe. Nu le suportă. Nu le vrea, nu vrea nici să audă de ele. De ce? Pierde bani. Dorian Popa în arestare nici două secunde. Face bani la fiecare pas. Pentru el totul este oportunitate de câștig și să facă bani este deviza lui zilnică. Trebuie să-ți dorești ceva în viață. Totul pleacă din interiorul tău. Nu ai cum să faci ceva dacă tu nu-ți dorești acel lucru. Cine crezi că o să vină să-ți bage foc la inimă să faci sală, bani, chestii? Vă zic eu, totul trebuie să vină din interior. Până la urmă, să faci bani nu este un lucru rău. Este rău să lași banii să te transforme în ceva, să faci rău altor oameni pentru bani, să calci pe cadavre ca să-ți atingi tu obiectivele. Dar să faci bani legal, cinstit, nu este nimic rău. Dorian Popa este extrem de motivat și chipzuit, ba chiar zgârcit, ar spune unii. Are fiecare pas calculat, totul este trecut pe hârtie și este foarte pragmatic. Vacanțele sunt un moft de care el nici nu vrea să audă. Nu am credite, urăsc creditele, sunt drama mamei mele. Încă mai acopăr din creditele ei pentru că nu mă lasă ea să le achit integral. Nu am nici măcar abonament la telefon. Eu sunt sărac, eu am cartelă. Nu cred că am fost de când muncesc într-o vacanță. Mie nu-mi plac vacanțele. Eu în vacanțe pierd bani. În toată cariera sa de actor, influencer, artist și antreprenor, pe Dorian Popa l-a ajutat foarte mult și fizicul său. Este conștient că fără orele grele petrecute în sala de sport, nu ar fi reușit să facă mare lucru. Dacă nu aș fi avut corpul ăsta, cred că nu mă lua nimeni să joc într-un film. Obiectiv vorbind, nu prea există nici seriale, dar nici filme pentru tineri, nici pentru adolescenți care în rolul principal să nu aibă un băiat atletic. Este un tertip, un tipar făcut de tăticii din state. Sunt absolut sigur că ar fi un declin pentru mine dacă aș renunța la partea de fitness, dar oricum nu aș putea. Încet, încet a devenit dependent de sport, iar acum nici nu mai concepe viața fără mișcare. Face parte din el. La mine totul se raportează la sală, la sport. Și de ce? Pentru că acolo eu mă debarasez de toate energiile negative. Fără sală eu nu aș putea să fiu un om fericit. Jane Fonda este mereu răvășitoare și fiecare apariția sa este wow. A fost prezentă la Cannes, iar criticii de modă au fost cu ochii pe ea. O fi primit așa da sau așa nu? Aflăm imediat la Flash Mondain. Magda Catone nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai apreciate actrițe din România și a dedicat viața scenei. Iar acum, când ar putea să-și folosească tot timpul pentru relaxare, călătorii sau noi spectacole, iată că este elevă destoinică. Tocmai a terminat un masterat în teologie. Cam frumoasă și bestia. Păi da, da, da. Blestemul avea să înceteze în momentul când un bărbat... Chipeș ca tine? Da, 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 chipeș ca mine. Avea să o ia și să o plimbe cu mașina lui personală, să o conducă până acasă. Da,
Și eu asta am făcut. Dacă tu nu erai un băiat milos, să o iei mașină, să o aduci acasă, să o încălzești la noi în pătuc, iar rămânea săracă o bietă bruscuță fermecată. Magda Catone a jucat în numeroase spectacole de teatru, a jucat în filme celebre și numele ei este unul răsunător în lumea artei. Încă din facultate a debutat în pelicula lui Lucian Pintilie, De ce trag clopotele mitică? Nu poate sta o clipă, iar timpul nu poate trece pe lângă ea oricum. Așa se face că s-a înscris la un masterat, tocmai la teologie. Masterul la teologie l-am terminat, adică eu am aplicat pentru 2 ani cu aceste studii aprofundate. Este mult spus, atâta vreme cât nu ai o bază, cât nu ai făcut și licența în teologie, dar atât timp cât lucrul ăsta l-am făcut pentru mine, pentru sufletul meu și nu vreau să rămân decât într-un exercițiu de învățare, fără niciun fel de demonstrație, va trebui ca să închei așa cum trebuie un lucru bun început, dizertația pe care urmează să o dau la toamnă sau chiar la iarnă. Urmează să văd exact care este termenul. Cursurile au fost o încântare, iar examenele le-a luat în serios. A învățat pe brânci pentru fiecare în parte și și-a dedicat materiei cât de mult a putut, însă nu procesul învățării a fost cel mai atractiv. Colegii mult mai tineri i-au dat o importantă doză de optimism. Sunt deja la final, am terminat cu note mari pe care nu le merit, dar în fine, le-am primit. Este foarte vast și notele astea, drept să spun, nu reprezintă nimic. Pentru mine, cu atât mai mult nu erau, puteau să fie și note mici. Pe mine mă bucură atingerea de oamenii de factură a celor care sunt profesori, pe care îi întâlnești la Facultatea de Teologie și, mai mult decât atât, colegii. Trebuie să îți dai seama că obiceiul e să fii tânăr la facultate, nu ca la mine la vârsta a treia. Mă simt foarte bine, n-am să zic că mă simt tânără, dar mă avântă și mă hrănește relația cu tinerii. Mă simt foarte bine cu colegi de seama fiului meu. Iar aceasta nu a fost prima ei aventură printre elevii tineri. Eu am făcut și masteratul în regie pe care l-am terminat în 2021. Colegii de clasă ai lui Carol erau colegii de clasă ai mei la masterat, la UNEATC. Acum chiar mă gândeam de ce să mă apuc și nu de tricotat. Nici n-ar avea cum. Cum nu prea poate sta locului, tot la școală ajunge. Mă gândeam poate să învăț mai bine franceza sau chiar să învăț spaniola. Magda Catone are 64 de ani și a absolvit Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1982 la clasa profesorilor Amza Pelea și Ion Cojar. Mergem acum la Cannes, pe Riviera franceză și admirăm vedetele de pe covorul roșu. Cine ce a ales, cum a apărut, cum s-a îmbrăcat și dacă a fost apreciat, vedem chiar acum. Începe rubrica Așa da, așa nu. Domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit la Așa da, așa nu. Zâmbesc pentru că am o invitată extraordinară alături de mine, Mădălina Grigore, Fashion and Lifestyle Content Creator. Deci, bună seara! Bună, bună! Bine te-am regăsit! Ești? Bine, abia aștepta să ne revedem! Ah, perfect! Emoții? Deloc! Ah, perfect! De fel să aibă emoții dacă s-au îmbrăcat bine sau nu. Drept urmare, intrăm în forță? Intrăm, hai să vedem. Iubitor de modă, cum vi se pare o vizită în frumosul Cannes? Riviera franceză este destinația noastră de astăzi și un eveniment dedicat femeilor, eveniment care celebrează și recunoaște femeile talentate din industria creativă și cea a cinematografiei. Covorul roșu a devenit negru pentru gala Light on Woman, unde inegalabila Jane Fonda a fost una din celebritățile care au onorat invitația organizatorilor. Cu un stil impecabil, actrița iconică în vârstă de 85 de ani a optat pentru un costum gri deschis cu blazer din tweed și nasturi decorativi strălucitori. Un look elegant, estetic din punct de vedere stilistic și sofisticat. Cu toate acestea, este potrivită apariției pentru acest eveniment? Ce zici? Cu siguranță o să mergem cu un așa, da. Erai sigur, nu? Da. Pantalonii, white leg, sacoul oversized, pentru mine e top. Jane Fonda,
Cred că nu mai are nevoie de o altă descriere. M-aș bucura dacă și bunica mea s-ar îmbrăca așa, la 82 de ani. Dar nici cum nu reușesc să o conving, știi? Trebuie să insist mai mult. Poate, poate reușesc. Sau să-i arăți o poză. sau așa. Dar, într-adevăr, Jane Fonda arată impecabil. De la păr, machiaj, accesorii, acel plic pe care îl poartă, totul este atât de bine gândit acolo. Ea arată spectaculos, nu pot să-i dau decât un mare așadar. Pe de altă parte, Andy McDowell s-a alăturat și a listei de celebrități prezente la acest eveniment, iar actrița a dorit un look mai relaxat și a ales această rochie roz cu franjuri în partea de jos și o pereche de sandale. Așa da sau așa nu pentru Andy McDowell? O să mergem cu așa, nu, de data aceasta. Îmi place foarte mult rochea, îmi place culoarea, este o culoare care o pune în evidență, îi pune tenul, îi pune coafiura în evidență, dar aș fi renunțat la franjuri. Da. Am înțeles. Și nu pot decât să fiu de acord cu tine. Încă eu nu numai că aș fi renunțat la franjuri, dar aș fi lăsat rochia până în pământ. Cumva corect. Să mergem în zona de elegant. Ea arată impecabil. Îmi place că nu și-a vopsit părul. Are acea culoare naturală, foarte, foarte frumoasă și pe care multe alte domnișoare încearcă să o reproducă la salon și nu prea reușesc. Machiajul impecabil, doar că rochia, într-adevăr, nu este potrivită. Acei franjuri cumva merg în altă zonă. Toată valoarea ținutei mi se pare că se pierde datorită acelor franjuri, din cauza franjurilor. Drept urmare, așa nu o să primească și din partea mea. În schimb, Cynthia Laura Kiel, artista vârstă de 29 de ani, a avut o rochie interesantă, creată de două surori din Indonezia, rochie care a și fost inspirată din folclorul indonezian. Argintiu și strălucire pentru un așa da sau pentru un așa nu? Să știi că am mixed feelings de data aceasta. Îmi place rochie, am impresia că e lucrată manual, cel puțin așa pare. Nu ai voie așa și așa, să știi. Știu, bun. O să spunem de data aceasta, merge cu un așa da. Îmi plac pantofii, îi pun sandalele, îi pun în evidență picioarele, pentru că să recunoaștem. Arată foarte bine. Arată foarte bine, dar cred că partea de trenă nu îi se potrivește foarte, foarte mult ținutei, dar totuși hai să mergem cu un așa da, pentru că e foarte frumoasă. Asta e adevărul. Sunt de acord cu tine. Povestea din spatele ținutei este că designerițele și-au imaginat o poveste a unui corp care coboară din cer și ajunge până la mare, de acolo și valuri și așa mai departe. O povestioară foarte interesantă din cultura indoneziană. Arată foarte bine. Cumva aș fi preferat, de exemplu, un singur cel în în partea opusă construcției pe care o are. Sigur, nu e greșit cu o pereche de cercei în ambele urechi, dar cumva acolo ar fi echilibrat puțin ținută dacă ar fi renunțat la cercelul din partea stângă, de exemplu. Dar arată foarte bine. Un look cât se poate de elegant, potrivit, lucrată manual, mărgea cu sută acolo, încât, într-adevăr, avem o creație haute couture, foarte bine arată, așa da, primește și din partea mea. În schimb, Kate Winslet a emanat rapidament încredere și putere pe covorul negru prin costumul alb pe care a ales și topul negru tăiat cu laser pentru a realiza modelul de pe el. Un costum croit pentru ea, tocmai pentru a-i evidenția silueta și pentru a-i adăuga un aer contemporan. Așa da sau așa nu? Kate Winslet. Titanic. Titanic. O să mi spunem așa, da. Ok. Deși aș fi pus sacoul pe umeri. Asta este părerea mea. Da, mai modern. Da, și ar fi dat un look classy. Dar totuși eu zic că îi pune în evidență ținuta, îi pune în evidență părul, tenul, culoarea mai ales o avantajează, culoarea alb. Și o să îi dau un așa da de data aceasta, dar data viitoare, hai cu indulgență. Cu indulgență. Am înțeles, are notă de trecere cu indulgență. Este un look frumos, curat, elegant, potrivit pentru acest eveniment. Dacă topul nu aș fi știu povestea lui, și anume că este decupat cu laser și e o întreagă tehnologie în spate, nu m-ar fi impresionat atât de tare. Adică aș fi preferat să aleagă pur și simplu o cămașă și era la fel de bine. Dar cumva tind să mă duc așa spre greutatea pe care îi conferă toată tehnologia din spatele creării acestui top. Păr machiaj impecabil, nu mi se pare chiar potrivit pentru acest eveniment și nu aș fi vrut nimic mai încărcat acolo. Ea a și fost cumva una din anfitrioanele serii, pentru că ea a și acordat premiul pentru
una din participantele de la eveniment, drept urmare, aș adaug să primească și din partea mea. În schimb, o să încheiem cu Eva Longoria, care a optat pentru unul din cele mai clasice modele de Rocky și a demonstrat încă o dată că eleganța și clasicul nu se demodează niciodată. Actrița a ales un designer filipinez pentru un rochie roz cu paiete și sunt curios dacă din partea ta primește un așa da sau un așa nu. Spune-mi, te rog, poate cineva să-i reziste Evei Longoria? Probabil, probabil, n-aș băga mâna în foc. O să merg cu un așa da, de data aceasta. Eva pune în evidență și rochia, rochia o pune în evidență pe Eva. Îmi place culoarea, îmi place look-ul ei, cerceii, părul. Din partea mea primește un așa da, cu siguranță. 100%. 100%. Este cazul, adică sunt cazuri în care rochia poartă vedeta. În cazul de față nu se întâmplă acest lucru. Exact. Eva poartă rochia și o poartă cât se poate de bine și de corect. Avem umeri goi, avem senzualitate, cercei, păr bine gândit, machiaj la fel. Ea este frumoasă, oricum are trăsăturile absolut superbe. Rochia nu face decât să îi completeze deja ce a primit de la mama matură, drept urmare, așa da, primește și din partea mea și tu vei primi un așa da, că ai fost alături de mine, dar nu scapi așa ușor. Abia aștept să ne revedem. Și eu, cu perfect, siguranță. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât din platoul așa da, așa nu, s-a vizionat exact în vătorii. Copii frumoși care le seamănă perfect, dar nu au fost însărcinate nici măcar o zi. Unele n-au putut fiziologic, altele s-au temut că își distrug silueta. Care vedete au apelat la mame surogat ca să formeze familii? Aflați imediat după publicitate. Revenim! Și-au dorit copii, dar n-au vrut să rămână însărcinate sau nu au avut cum. Noroc că medicina a evoluat într-o așa mare măsură că au existat mereu posibilități, iar unele vedete au apelat la mame surogat și acum formează familii mari și fericite. Bine, în cazul unora era total imposibil ca unul din parteneri să rămână însărcinat, căci de fiziologic nu e posibil, dar în cazul altora altele au fost considerentele. Unele s-au temut că se duce pe apa sâmbetei Italia de Viespe, spre exemplu. Au vrut să-și schimbe viața, să aibă o familie mare și frumoasă, dar unele n-au putut din punct de vedere medical. Sau altele n-au vrut cu niciun chip să sufere vreo modificare fizică. Așa se face că celebritățile de peste ocean au făcut ce n-au făcut și și-au văzut de viață nestingherite. Au mers pe platourile de filmare, la serviciu, și-au văzut de coafor, mall, mani, pedi sau show-uri TV. Iar în 9 luni, hop, că au intrat în concediu de maternitate. Lista cu vedete care au apelat la mame surogat e lungă, foc și niciuna nu regretă alegerea făcută. Bine, unii dau cu binecuvântare spre ceruri, căci dacă nu exista varianta aceasta, în veci n-ar fi fost părinți biologici. To have two children that we absolutely adore and are the best thing that have ever happened to us. And it's changed our lives. Changed mine beyond recognition. And you think about them all the time. It changes all the focus in your life. It's not about us or me or him anymore. The top priority is your children. Și dacă în cazul lui Elton John aceasta era singura variantă posibilă pentru a avea copii, în cazul altora, altfel au stat lucrurile. Nick Jonas și Priyanka au devenit și ei părinți pe aceeași cale, mamă surogat. Niciunul nu a motivat însă alegerea. Asta spre deosebire de Kim Kardashian, care și ea e pe listă. Kim Kardashian a fost tare atentă când a ales mama surogat, pentru că n-a vrut ca nicio energie negativă să se abată asupra bebelușului. Și asta doar datorită celebrității ei și lui Kanye West. I wanted to give the person that I felt like was a good candidate for our family, I wanted to give her the opportunity to choose us as well. Like, what if she wasn't a fan? What if she was, you know, there's... We have amazing fans, but we also have amazing, like, crazy haters. Like, what if it was, I wouldn't want that energy around my baby. Right. And I didn't want them to obviously, you know, be an obsessed fan or anything, but I wanted them to be respectful and, like, you know, like who I am as a person and want to take that responsibility on. Kim și Kanye au apelat la o mamă surogat pentru cel de-al treilea lor copil și nu regretă decizia absolut deloc. La fel cum se întâmplă și în cazul Sarah Jessica Parker și a lui Matthew Broderick. În anul 2009 s-au născut gemenele lor, Marian și Tabitha.
Actrița și soțul ei sunt căsătoriți din 1997 și formează o familie tare frumoasă și solidă. Au găsit și secretul. I think just not talking about your marriage. La fel au procedat de-a lungul timpului și realizatorul de televiziune Jimmy Fallon și soția sa Nancy. Pe lângă că sunt fericiți până peste poate, cei doi au devenit părinți în 2013 și în 2014. Au două fetițe, ambele născute cu ajutorul unei mame surogat. Și în 2010 a venit pe lume o fetiță în același mod. Vorbim despre Faith, fiica lui Nicole Kidman și Keith Urban. Se pare că actrița a încercat în repetate rânduri să rămână însărcinată cu al treilea copil, dar n-a mai fost să fie. Mi-ar fi plăcut să am 10 copii, dar e ok că pot să fiu mamă și pentru alți copii. Am 6 nepoate și nepoți și sunt nașa a 12 copii. Ador să fiu mamă, iubesc copiii. Sunt ciudați, distractivi și fără filtre și ai ocazia să-i vezi cum cresc și să-i lași să meargă pe drumul lor. La fel de îndrăgostit de copiii lui este și Cristiano Ronaldo. Gemenii Eva Maria și Mateo s-au născut cu ajutorul unei mame surogat în anul 2017. Iar acum fotbalistul și iubita lui Georgina mai așteaptă tot gemeni. Și dacă tot suntem la capitolul la dublu, să nu uităm pe Ricky Martin. Copiii lui, Mateo și Valentino, s-au născut în anul 2008, iar artistul este unul dintre cei mai fericiți tați din lume că îi are. When I decided who was going to carry my kids, I interviewed her and I asked her why over the phone. Over the phone. Uh-huh. I said, why do you do this? Mm-hmm. And she said, because I'm a very spiritual woman and I've never felt closer to God mm-hmm. than that moment where I can give the gift of life to someone that cannot do it on his own. Oh. Atât pentru moment, doamnelor și domnilor, Flash Mondenia, o scurtă pauză până data viitoare, când vă dau întâlnire tot aici, pe Prima TV, cu cele mai fresh mondenități. Pe curând! Program disponibil pe primaplay.ro.